E oficial, work from home a murit. Spune-o leacă și tu, vaca, mamă, că numai cu mamă mă doare mâna rău. Amazon își cheamă angajații la birouri. Compania gigant a decis că s-a terminat cu statul acasă în pijamale și frecatul de mouse ca să pare activ la serviciu. Și a chemat toți angajații fizic la muncă, 5 zile pe săptămână, cum era înainte de pandemie, începând cu 2 ianuarie 2025. Da, astăzi nu se întâmplă nimic. Astăzi pare că nu se întâmplă nimic. N-are nimeni chef de muncă. Numai eu am chef de muncă atâta. M-am trezit de dimineață, m-am trezit degeaba. Cei din Amazon lucrau un sistem hibrid după pandemie, 3 zile pe săptămână de la birou și 2 de acasă. Auziți, dar eu cum am programul aici? Ce? Adică trebuie să stau toată ziua? 8 ore. Aoleu, așa mult? Păi da, mă, dar te plătesc. CEO-ul Andy Jassy l-a transmis ca un părinte protector tuturor angajaților că e mai bine să lucrăm împreună, se face colectivul mai frumos și mai productiv pe sistem corporatist. Sigur că pot exista și excepții, cum ar fi probabil cei care lucrează remote dintr-un oraș pentru o filială Amazon din alt oraș sau chiar altă țară. Dacă e să ne luăm după deciziile Amazon, nu prea pare prietenos din punct de vedere al unui simplu angajat. Nu răspund la SMS, eu îți scriu atine des. A luat o grămadă de oameni la începutul pandemiei pe care i-a concediat ulterior. Iar acum își propune să reducă numărul de manageri și să crească numărul de colaboratori individuali până la sfârșitul primului trimestru al anului 2025. Păi ce nevoie e de atâția manageri dacă toată lumea e la birou? Că nu înțeleg. Amazon nu e singura companie care a renunțat la munca remote. Elon Musk a zis de la început că îi se pare moral greșit ca lumea să lucreze de acasă. Google, Apple și Meta încă n-au renunțat la sistemul hibrid. Dar vă dați seama că cineva plătește chirii și utilități pentru spațiile alea mari de birouri, așa că nu-s nici ei departe.